O să bag pe tot în gură. Uite, primul clip de pe OnlyFans. Eu îmi bag pumnul în fund, complet sau ceva. Bun, deci sunt aici din nou cu Alex. O să discutăm un subiect destul de tabu. Și anume fetele de pe OnlyFans. În timp ce o să bem whisky și o să mâncăm sushi ca, cumva gen gay-ish, man-ish. Gentleman-ish. Și da, se combată una pe alta. Deci și... mâncăm sushi, deci vrei să spui că ceva miroase a pește? Da. Fără nicio aluzie la topicul de azi. O să vorbim puțin despre topicul ăsta cu OnlyFans și cu fetele care fac OnlyFans. De ce? Substraturi. Da. Și o să facem din experiența noastră la fel, pentru că avem cunoștințe. Ai experiențe pe OnlyFans? Încă nu. Încă nu. Încă. De ce spui încă? Și atunci o să trecem prin... De fapt, o să ardem niște topicuri, subtopicuri, în timp ce mâncăm sushi și bem whisky, da? Sushi! Hai să vedem... Am auzit de foarte multe ori stereotipuri, da? Pe care le auzi. Mm. Am auzit de foarte multe ori treaba asta cu... Fetele astea aleg calea ușoară, da. Nu au principii. Aha. Ce am mai auzit? Că n-au nimic în cap și nu pot să facă altceva? Asta am mai auzit, nu? Bine, ideea asta de clip a pornit de la... discuția pe care am avut-o eu cu o fată în online, fată cu câțiva ani mai tânără ca mine, care nu știu cum s-a ajuns la discuția asta cu calea ușoară, cu fetele care fac OnlyFans, n-au nimic în cap, fix ce am zis mai înainte, știi? Și la un moment dat s-a dat argumentul suprem că nu au principii. Fetele care fac OnlyFans nu au principii. Ok, dar avem, mi se pare, și definiția principiilor. Da, mi-am notat-o, am căutat chiar înainte. Mă rog, toată lumea știe pe undeva ce înseamnă principii. Ok, o să mănânc cu un explic. Nu știi definiția exactă și termenul popular de principii este folosit ca idee după care se ghidează anumite persoane. Uh-huh. Anumite persoane. Repet, anumite persoane, nu toate. Deci dacă eu ca femeie... am ca principiu să nu fac OnlyFans sau să mă expun sau să-mi arăt corpul gol sau să-mi bag nu știu ce în mine, aia nu înseamnă că și alte femei trebuie să funcționeze după aceleași principii, nu? Dar mai e o definiție, am găsit mai multe, mai e o definiție care vorbește despre principii exact la fel cum se vorbește și despre logică. Că logica are anumite fundamente pe care le folosești în orice gândire logică, în orice problemă de logică, bla bla bla, ai niște fundamente după care mergi. Același lucru se spune și despre principii, că sunt anumite principii de bază care sunt folosite ca exact stratul de bază după care se ghidează o societate, da? Ceea ce din nou este wrong. Mi se pare că principiile de bază sunt să respecti pe ceilalți, să nu omori pe nimeni, să nu... nu știu, mai zici și tu, să nu ce? Matematică. Matematica, de exemplu, are principii fundamentale, nu poți să înșeli matematica. Da, ok. Hai că dau exemplu din lumea în care trăim noi, da? Lumea afacerilor. Zi. Întotdeauna poți să simți că afacerea ta e cea mai mișto sau că e copilul tău sau, mă rog, ceva de genul. Mm-hmm. Dar dacă matematica din spate nu dă, te minți. Acolo cred că zac principiile fundamentale. Și exact cum ai zis tu, bă, trebuie să respecti lumea, nu contează ce faci până la urmă. Exact. Și de aici, de la fundamentele astea de bază pe principii, de acolo trebuie să plecăm. Nu de la faptul că o fată consideră că altă fată care face un OnlyFans nu are principii. Și fata asta ce face? Bă, sincer, nu știu. A fost o discuție... altceva. Da, e... nu știu... sincer, fără să mint acum, nu știu dacă mi-amintesc cum o cheamă. În fine. Va trebui să citești conversația un pic. Nu dăm nume, că n-are niciun sens, citește conversația. Dar nu e cu supărare nici... nu e un atac asupra persoanei cu care am purtat conversația. Fiecare e liber să gândească cum vrea, să facă ce vrea. Uh-huh. E strict de experiența pe care am avut-o în discuția asta și două păreri și opinii diferite. Da, era vorba de... a alege calea scurtă, nu știu cum s-a ajuns la discuția asta, să alegi calea scurtă. Și am întrebat fata respectivă ce înseamnă să alegi calea scurtă în perspectiva ei. Și am zice la modul că, hai mă Alex, ca și tu o vârstă. Fix cu vocea asta. Așa vreau să zici toată conversația. Sunt sigură că ai observat și tu acest lucru. În fine, și am spus,
există mai multe variante și nu știu exact la ce te referi. Că există prostituție care e legală în majoritatea țărilor europene, numai la noi încă e ilegală. Există OnlyFans, există videochat, există mai multe chestii, există prostituția legală în care femeia își alege mai mult sugar daddy. Că până la urmă și aia e un fel de, nu știu, fac asta pentru bani. Ceea ce, na, nu e nimic greșit. Dacă sunt bărbați care au bani de cheltuit, sunt femei care au nevoie de bani. E business. La care ea răspunde, mă refer la toate formele... Nu. Mă refer la toate formele de prostituție pe care le-au descoperit fetele care nu au creier să facă altceva. Ok. Vrei să comentezi un pic pe chestia asta cu nu au creier să facă altceva? Da, e rândul tău să bagi. Dacă sunt femeie, eu dacă aș fi femeie acum și aș arăta relativ ok, mi-aș face, acum aș pleca de aici, m-aș duce acasă și mi-aș face OnlyFans, fără glumă. Păi e business, nu mă interesează. Eu dacă fac ce trebuie acolo și, mă rog, cu mintea care o am, în maxim un an ești milionar. Da, pentru că știi ce vor bărbații. Oh, well. The... Da, băi, o să comentez pe tema asta. Mai am, deci conversația deci noastră da, ok, vorbim de treaba asta cu n-au creier. Cu n-au creier, exact, da, n-au creier. Cunosc cel puțin 6 fete care fac OnlyFans. Și asta cu fetele astea n-au creier. Da, nu există. Nu există așa ceva. Știu mai multă educație financiară decât fetele care lucrau în bănci și nu am niciun, adică fără niciun bullshit. Cunoșteam și o parte și alta și au mai multă educație financiară pe tema asta. Acum că ne întoarcem la primele principii de care vorbeam, n-are nicio legătură cu principiile, chestia asta. Hmm. Și la fel, la capitolul cât de fericite sunt sau cât de deschise la minte și cum se comportă, băi, pentru că fata cu care ți-a zis chestiile astea... Nu, ia te strict de asta că nu au creier, că în conversație după okay, aia urmează alte okay, chestii. Ok, creier, bine. Sunt foarte deștepte și foarte deschise la minte. Din contră. Ca să vezi. Da, adică e ușor să te uiți la... Nici măcar nu să te uiți la una sau să discuți cu ea, știi? Este hate-ul pe care oricum îl primesc în social media și eu, exact la fel. Încerc să fac lucruri, nu știu, productive, să ajut tinerii ăștia pe care nu-i ajută nici dracu. Și am fost în șuților la 20 de ani. Și avem nevoie de niște nebuni care să iasă pur și simplu să facă furori, să-mi zică bune și rele din spațiul ăsta de, da. Financiar și business și afaceri și marketing și social media. Și n-a ieșit nimeni. Am făcut-o eu. Era logic o să mă aștept la chestiile astea. Oameni care nu înțeleg ce fac, n-au vorbit niciodată cu mine personal. Și după aia să-mi spună prin comentarii sau prin mesaje, nu e etic ce faci tu, că profiți de tineri sau îi speli pe creier. Am primit de foarte multe ori chestia asta. Înțelegi? Și eu fac, dacă stai să vorbești cu oamenii sănătoși la cap, eu fac o chestie etică, știi? Dar ăilalți care au perspectiva diferită, consideră că fac niște chestii foarte neetice. Bă, eu înțeleg până și pe ăștia care vin și zic, bă, îi speli pe creier. Înțeleg punctul lor de vedere. Eu sunt de acord, pentru că trebuie spălați pe creier. Da. Au fost educați greșit. Înțeleg și la ce se referă. Tu prezinți în online ceva ce e foarte desirable, ce toată lumea vrea să aibă. Business și bani. Lăsând la o parte numărul mare de urmăritori, care, mă rog, e relativ. Dar putem ajunge la concluzia că toată lumea vrea să aibă bani, da? Deci cineva când vede că tu ai bani, ascultă ce spui acolo. De acolo vine chestia asta de spălat pe creier. Ok. Dar fiind mai multe perspective, ăia care pur și simplu au niște frustrări în internet și nu știu cum să facă ceva mai mult, nu vorbi cu gura. O să facă treaba cu... A, ăla n-are creier. Ăla nu muncește, că stă toată ziua pe calculator. Ăla cine? Adică eu. Bro, astea sunt gândiri comuniste vechi. Știu. Să încerc eu să-i fi povestit lui bunica mea, Dumnezeu să ierte, când încă trăia. Ți-am zis povestea. Eu investeam în cripto, deja făcusem din 30 ceva de mii credit cât am luat, făcusem 200 și ceva de mii și povesteam lui bunica mea chestia asta că ea avea două apartamente. Și unul stătea fix degeaba, adică nu era neapărat necesar să-l ținem. Și am zis că vinde-l, că nu știu ce, că poate bine face altceva cu banii ăia. Dă că îi bag în cripto. Nu i-am zis asta. Gândire comunistă. E ce a făcut bunica mea, a sunat-o după aia pe maică mea și a zis, ai grijă cu băiatul ăsta, că dacă, băiatul ăsta, că da. Dacă asculți de el ajungi pe străzi. Vai de cap. Da, bine, băi, aici e vorba de o doamnă în vârstă, da, bunica ta. Da, discuția și pe părinții noștri cine ai educat? Ascultă-mă până la capăt. În conversația aia e o fată tânără, corect? Da. 20 care, și un pic.
căreia i s-a transmis aceeași mentalitate. E logic că nu are cum să gândească altceva. Hai să ne întoarcem la discuția de creier. Da, zi. Dacă ai o frustrare pe cineva vreodată, du-te mă și vorbește cu omul ăla. Adică nu e de ajuns să-l vezi. Nu, okay. Nu, nu. Stai. Trecem la aia? Ok. Da. Hai, bagă, citește da cu voce. Nu am creier, da? Da. Aici ne-am oprit. Ok. La care eu am răspuns... Of, Doamne! Stai, nu mă, că am răspuns eu. Am zis, of, Doamne! Tu. Astea sunt fete inteligente și cele mai fericite, de fapt. Și am întrebat-o. Ai cunoscut vreo fată care face OnlyFans? La care ea spune... Da! Fii atent cum a continuat. Sunt niște frustrate care au nevoie de validare. Iar aceasta... Ce? Scris greșit. Iar această nevoie a lor le aduce și bani ușor, pentru că sunt și mulți indivizi numiți bărbați care sunt uimiți de nimicul fetelor. Dă-mi voie să comentez. Mănânc. Nu mănânc, vomit. Unul e rău. Unul la mână. N-a cunoscut nicio fată. Îți garantez, nicio fată de pe OnlyFans n-a cunoscut. După cum vorbește, pare că nu a cunoscut. Am cunoscut și erau niște frustrate. Niciodată. N-am cunoscut niciuna. Am văzut fete mult mai frustrate care fac chestii etice după principii. Și, cum să zic, la modul la care sunt toate. Și dacă le zici de fetele de pe OnlyFans, n-au acceptat calea ușoară să facă bani de pe urma fraierilor care plătesc să le vadă dezbrăcate sau să-și bage chestii în ele. Și din cauza asta nu este etic și nu este pe principii, ceva de genul. Și femeia asta n-a cunoscut niciodată o fată să vorbească cu ea de genul. Da. Eu am vorbit cu ele live, am vorbit cu ele și am văzut cum gândesc. Bro, nu erau fericite, erau, cum să zic, erau, bă, n-am văzut. Libere, da. Da, libere, exact, aveau libertatea asta. Acum că ce fac ele în spate, n-am plătit, disclosure, dar n-am plătit nimic, niciun abonament la OnlyFans sau ceva, până acum. Dar nu cred că se gândea nimeni la asta. E exposure-ul care l-ai în social media, atrage și fete de genul. Fete de genul care au o gândire mult mai amplă. În direcția asta a antreprenoriatului, normal că te urmăresc, fete. Eu sunt de acord că mai sunt și fete care fac, de exemplu, nu video chat, fac pornografie, care s-au băgat și pe OnlyFans, știi? Nu vorbim de pornografie. Și la fel, dacă tu judeci fetele care fac pornografie, asta e, n-am ce să-ți fac. Eu nu înțeleg cu ce te pe tine grija. De ce te deranjează fetele alea dacă tu n-ai nicio treabă cu el? Da. Cu ce te adică vin și sfură locul de muncă? Nu înțeleg. Nu. Aia am întrebat și eu. În continuare a discuției, okay. Hai să stăm strict să comentăm pe ce am citit. Bine. Deci, sunt niște frustrate care au nevoie de validare. Am stabilit că nu e așa, am cunoscut fete vreo și vreo fată care a avut succes vreodată pe OnlyFans, e clar că nu-i urâtă, da? Ok. Fata aia primește validare de când are 12 ani. De ce s-ar pune după 18 pe OnlyFans? Are validare câtă vrea, fără să intre pe OnlyFans. Din validare aia câștigă și bani, acum. Ah. Deci sunt antreprenoare? Nu. Why not? Pentru că un antreprenor trebuie să țină o echipă. Da, dacă îți faci, nu știu, ăla ține TikTok-ul, ăla îți face e-mail-ul. Investitoare atunci? Nu, bro, e, nu știu, freelancer. Aduce un serviciu. Nu, eu vorbesc strict despre chestia asta cu validare. Că ele nu mai au nevoie de validare, dar au descoperit că o primesc, da? Necondiționat. Okay. Pentru modul în care arată. Și s-au gândit, bă, din validarea asta pot să monetizez. E o gândire antreprenorială, nu înseamnă că ești antreprenor. Părerea mea, ce înseamnă să fii antreprenor, este să ai o echipă care îți conduce afacerea și tu doar vii cu decizia, atât. Atunci ești antreprenor. Trecem mai departe. După ce a spus ea acestea, eu am răspuns cu ha 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 ha. Stephen Hawking style? Da. Ha 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 ha. Bine, și eu sunt, am un umor foarte aparte. Umorul meu e de multe ori retardat. Aia știu ce să fac, nu mă interesează. Și am scris după aia, nu știi ce vorbești. Am cunoscut multe, nu sunt multe, sunt câteva. Sunt cele mai fericite femei, foarte selective și gândesc ca niște antreprenori. Niciuna din ele nu sunt frustrate și au o grămadă de bani. Așa. Se pare exact ceva ce greșit ce am zis? Nu, exact okay. Ce am zis din nou. Și nu ți-am citit discuția asta înainte, este? Nu. La care ea a răspuns... A dat un pic așa, poate i-a plăcut răspunsul sau ceva. Poate sunt eu alergică la oamenii fără principii. Cine știe? Aceeași, da. Am revenit la principii. Pentru că ea are anumite principii formate. Hai să zic o altă chestie. Noi suntem crescuți de mici și toată țara. Suntem un stat creștin-ortodox,
pur sânge. Adică suntem crescuți de mici cu biserica, cu doamne, doamne, cu bau-bau jos. Și, și tradițional, suntem și tradiționaliști la noi în țară. Da, și asta adică e gândirea care ne duce să ne duce, ne împinge într-acolo. Poți să mănânc când explici? Încât să... Da, ai și tu, de ce e de la mine? Așa vreau. Poți să mănânc tot ăsta oare? Poți să-l bag pe tot în gură? Uite, primul clip de pe OnlyFans. Bro, de-aia ne dă comentarii lumea la clipuri că, voi face și găuz? Bag-o toată în gură și lasă-mă face. Da, mi se pare și normal. Ni se bagă în cap de când suntem mici că, bă, sunt anumite lucruri care sunt bune, sunt anumite lucruri care sunt rele și nu stă nimeni să gândească pe pielea lor, ca să zic așa, cu judecata lor. Că pe ea... Am și scris mai încolo, ce o deranjează mai exact OnlyFanistele? Că are, din ce a scris acolo, se vede că are un anume dispreț față de ele. Cu ce te deranjează ce face ea? Nu înțeleg, face pe corpul tău? Te face pe tine de râs? Ca femeie? Sau nu înțeleg care e relația cu OnlyFanistele? Hai că zic face că... rasa feminină de râs? Nu, hai că zic ce, care e problema. Hai, zi-mi. Problema asta nu se referă doar la, la OnlyFans. Se referă și la cei care, de exemplu, uite, eu primesc chestia asta. Adică e exact același lucru. Faptul că tu te duci la un job și muncești și ți-e greu și știi cât de greu. Am fost la job și știu cât de greu să faci bani. Se termină luna și de fapt n-ai bani și ai datorii și trebuie să te chinui și mai mult. Și îl vezi pe ăla care e foarte dezvoltat pe internet. Știi că face bani, se vede, înțelegi? Și îl vezi odată, de două ori, de cinci ori, de zece ori. Ăsta e neetic, nu are principii, încearcă să-i păcălească pe aia mici. Și ce te oprește să pe faci cine? Tu asta? Nu știu, mentalitatea, e problema mea. A, deci, e ok tu ca jec de om? Ok, da, adică nu, poate nu s-a spălat în ziua aia. Da, da, n-a făcut duș. E ok ca tu ca om să judeci un om care a scăpat din mizeria care ție nu-ți convine? Da. Bine, nu e ok, dar... E ok... Dar pentru tine n-ar fi ok să faci ceva de genul, adică să încerci să scapi de acolo. Hai să zic o chestie. Am văzut un interviu cu o fată care face OnlyFans. La un podcast. Și ce bun e asta. Explică acum, îi dau o grămadă de fete mesaj. Ah, da, știu povestea. Îi dau o grămadă de fete mesaj și o întreabă: cum ai început? Cum faci asta? Și cea mai comună întrebare era: cum pot să fac asta fără să-mi arăt fața? Deci nu era problemă că... Înțelegi că... Să faci un OnlyFans sau ceva. Era problema că apăreau cu fețele. Păi nu ești ipocrită, mă? De ce? Păi nu ești ipocrită? Adică ai face un OnlyFans dacă nu ți-ai arătat fața, dar le judeci pe alea care fac un OnlyFans și arată fața. Păi da, dar că ai pe cine să judeci. Lor de ce le e rușine să apară cu fața? Tocmai pentru că e familia care nu înțelege. Da, mă, băi, sunt am de acord. În chestiile nu astea. Trebuie toată lumea să facă asta. Noi nu promovăm ca fetele să facă un OnlyFans. Nu. Nu, promovăm ca fetele care vor să facă, să facă ce vor. Exact, dacă nu contează familia, nu contează ce crede familia. Și știu fete care au familie și nu comentează nimic, deci n-au nicio treabă. Urma că nu comentezi nimic când vii ca fată și ei lui taică-t un Mercedes. Da, bine, nu trebuie să, la fel să mergi în extrema asta când familia să fie fericită că tu faci chat sau nu știu ce faci pe acolo și doar pentru că e un Mercedes, știi? Ok. Consider că dacă ești liberă cu adevărat, liber tu ca persoană cu adevărat, poți să faci ce vrei, da? Nu în barierele societății, cât să nu te bage la pușcărie, adică despre asta e vorba, nu? Dacă nu fac ceva ilegal, ce e cu mine? Exact, care e problema ta? De asta am scris un mesaj următor. Okay. Deci după ce a dat ea asta cu fără principii cine știe, eu am zis că nu, probabil ai doar o gândire limitată, adică nu știu, sună... Un pic arogant ce am scris, dar... Băi, sună arogant, dar e adevărat. Așa am gândit. Deci deranjează adevărul. Și am scris după aia, e corpul tău, trebuie să faci tu ceva, te deranjează sau te afectează pe tine în mod direct ce fac ele. După aia, ea a dat aia supremă că nu mă afectează în mod direct, dar tot îmi voi menține această gândire limitată, așa cum spui tu. Și după aia m-ai întrebat și tu cum ai numit-o și ea a zis un stil de viață cu principii. Adică cu frustrări? Bro. Adică da? Bă, nu știu, nu sunt frustrări. Adică eu pot să înțeleg chestia asta. Că așa ai fost crescut, așa ai fost format. Nu poți să îți imaginezi, nu poți să înțelegi că chestiile astea sunt posibile. Și într-o țară modernă, dezvoltată, în afară, e ceva absolut normal. Prostituția e legală, iarba e legală, femeile de genul sunt apreciate în societate, adică nu-și bate absolut nimeni joc de ele. Da, vin cu completarea că
Vino. Chiar dacă în unele state prostituția este ilegală sau iarba, tot se întâmplă. Ce tot se întâmplă? Tot se întâmplă prostituție. Aici? În țară la noi? Pe da. Față, da. Da, unde? Da. Centură. Dacă vreți vă și zic strada din Constanța pe care puteți să găsiți oricând. Ce trebuie să zici? Public 24. Crezi că poliția n-are acces la site-ul ăla sau ce? Da, să nu vorbim. Le vezi pe toate. Dă-i un mesaj că zice și adresa și cât cere pe oră și dacă ești poliția le vezi pare că e foarte multă ipocrizie în schimb din cauza asta. Este. Dacă nu ai principi. Dacă de mâine se legalizează prostituția în România, adică trecem la noi principii? Păi, da. Și atunci lumea o să fie din ce în ce mai deschisă la asta? Da. Și o să fie rău? Sau rea chestia asta? Dă din cap. Nu, poți să dai și așa dacă vrei. Ok. Bă, exact cum ziceam anterior. Deci, la faza asta cu principiile, da, eu, nu știu, mi se pare o dezinformare. Bă, adevărul e și că... practic judeci pe cineva care gândește diferit față de tine. Fiecare... cineva care nu te încurcă, corect? Fiecare poate să treacă prin viața lui folosind propriul lor set de principii. Atâta timp cât nu faci nimic ilegal, nu poate să vină cineva mie să-mi spună că, bă, principiile tale sunt... Tu te dracu, sunt principiile mele. Ok, dă-i drumul. Ce te deranjează? Exact. Ok, aici vreau să ajung. Mai ai ceva acolo? Da, da, da. Ce? Că zicea un stil de viață cu principii. Și crezi că ele nu au? Nu? Care ar fi principiul lor de bază? Ok. La care ele zic... la care eu am răspuns cu să fie fericite, să nu le pese ce crede lumea și să facă bani. Simplu, nu? Ea a răspuns după aia, hai că numai fericite nu sunt. Deci a dat-o pe aia dinainte că sunt frustrate. Nu, sunt fericite. Sunt, da. Că au probleme și ca tot omul, știi? Uite, aici venim la discuția noastră de dinainte de clipul ăsta. Da. Am ieșit. Nu știu, n-am conversat. Deci am ieșit cu o fată care făcea video chat. Am fost într-o relație cu ea. Și am fost într-o relație care... Nu, stai. Și am fost într-o altă relație care făcea și... Era o fată care făcea striptease. Știi că asta era următoarea întrebare care urma să te pun? Deci da, revin la întrebarea ta cu... Mă rog, ai ieșit cu aia, ce s-a întâmplat, cum s-a întâmplat, mă rog. Cu aia, deci, cu cine? A? Cu fetele de care vorbeam. Am fost cu o fată care făcea video chat. Ok. Și o fată care făcea striptease. Nu în același timp. Ai fost într-o relație? Da, am avut... am încercat să am o relație, adică... Nu, mă vedeam doar cu el atunci, la momentul ăla. Păi ia povestește un pic, cum a fost? Și fata care făcea video chat, curmea, înainte de mine, a fost cu un băiat 5 ani. Și ăla nu știa. Deci a știut gen din anul 4. Face video chat? Da. Nu e? Da, mie mi-a zis din prima. Ok. Păi da, n-a mai vrut să trăiască cu stresul ăla, probabil. Păi da, mă rog. Și m-a întrebat dacă mă deranjează. Și am zis, bă, nu mă deranjează, n-am nicio treabă. La fel cu fata care făcea striptease. Și trimitea poze, adică de acolo, de la ea, cu uite, azi dansez, nu știu ce. Și mi-a explicat mai multe chestii. Bă, nu pune mâna nimeni pe mine, în primul rând. Inclusiv la striptease era același lucru. Am întrebat-o, bă, ești, nu știu, obligată să mergi să faci sex sau de-astea? Bă, nu, nici nu m-aș face chestia asta, știi? Ok. Acum că, bineînțeles, unde făcea asta? O să, în Germania. Acum că o să vină, bineînțeles, în comentarii niște băieți sau fete. Oh, sunt sigur că nu. Pur și simplu nu zicea ție și da, ea mergea și făcea f***, știi? Așa, și care e problema voastră? Deci nu, asta nu făcea, bă, deci un bărbat își dă seama. La fel cum o femeie își dă seama dacă bărbatul o înșeală sau, nu știu, o minte, îi ascunde chestii, da? Exista o încredere acolo și eu nu judecam, practic, ce făceau ele. Mm-hmm. Și apoi, la un moment dat, s-a terminat. Și am zis chestia asta pe TikTok odată. Yeah. Și au început în comentarii, știi? Păi de ce s-a terminat? De ce s-a terminat și cu fata cu care am ieșit, care lucra la bancă? Că nu ne-am potrivit, nu ne-am înțeles. Nu, deci da, oamenii, da, da. Oamenii se uită prea, bă, sunt prea, să nu zic limitați. Ok, ce întrebările spus, care vor veni de la ei sunt probabil următoarele. Ai fost gelos? Nu, pentru că n-aveam, știam dinainte ce fac. Nu mă băgam în ceva fără să știu ce fac. A fost o discuție în prealabil? Sunt da, știam dinainte. Care... Nu am primit o bombă deodată, bă, știi... Eu îmi bag pumnul în fund, complet sau ceva. Nu m-am trezit cu asta deodată după 4 ani de relație. Probabil că era mai afectat un pic. There's some fisting happening. Ai înțeles ideea. Deci nu asta era discuția. Okay. Știam ce fac de la început, s-a întâmplat să intrăm într-o relație după aia, pentru că nu, pur și simplu nu mă interesa. Da? Job-ul tău, faci ce vrei, cât timp nu pune nimeni mâna pe tine. Deci aia a fost cumva condiția ta. Nu era o condiție, dacă îmi ziceau, bă, dacă îmi ziceau, sunt actriță porno,
Poate eram un pic așa. Ai că fi nu... fost cu actriță porno? Nu cred. Nu cred. Ăsta sunt eu la fel, nu judec cu actriță porno. Nu, nu, știi că am avut discuția asta. Am avut discuția asta săptămâna trecută, fix aici în jacuzzi. Ok. Not gay. Discutat? Bea niște whisky repede. Not gay. Not gay pentru că au fost și fete acolo. Lasă-mă în pace. Bea whisky. Adevărul este că vorbeam fix pe tema asta și am fost întrebat și eu la fel și tine de către fetele alea. Bă, voi ați fi într-o relație cu cineva care face OnlyFans? Moment în care noi amândoi am răspuns cu da. Mi-am amintesc corect? Da. Am răspuns amândoi cu da. Și ele s-au ofuscat. Okay. S-au luat cum adică ai fi? Minți! Hai să dăm puțin context, pentru că răspunsul da la întrebarea aia fără context a fost natural. De ce? Pentru că dacă ție îți place de o fată, nu te interesează ce face, corect? Nu la modul ăla a fost. Păi nu, stai, dacă vrei să fii cu cineva, trebuie să-ți placă de ființa aia, nu trebuie să-ți placă de ce faci, corect? Odată. O cunoști, îți place de ea, îți place cum este, cum vorbește, cum se comportă. Okay, vrei să-ți dau altă perspectivă? Da. Sunt mulți oameni, care bărbați, care poate le place foarte mult de o femeie, ies cu ea, bla bla bla, și la un moment dat află că tipa aia face OnlyFans. Din momentul ăla, nu le mai place de ea. Asta este cu totul altceva. Păi, dar întrebarea este dacă ai ieșit sau dacă ai vrea să fii cu o fată care nu, face... Nu, era vorba de ieșit, era vorba de relație. De relație, ok. Dacă mie îmi place de o fată, da. Exact cum am explicat, am fost cu fată care făcea videochat, mi-a plăcut de ea de la început, aia a fost, n-am judecat ce face sau câți bani face sau ce job are. Nu știu, și la fel și cu fata de la bancă, Alex. Este aceeași discuție. Și eu am zis că da, că aș fi probabil cu o fată de genul dacă mi-ar... Dacă s-ar potrivi anumite chestii și mi-ar plăcea. Păi, deci, bă, și aș încerca... Hai să separăm o dracu odată asta. Deci care este ce? Una să, nu știu, să-ți placă sau să nu-ți placă ce face fata aia. Pentru că, de exemplu, dacă, uite, eu, în cazul meu, ai mei au luat credite toată viața și am fost săraci din cauza asta. Pentru că n-au luat credite pentru ce trebuia. De cum am ajuns de la OnlyFans la tăi? Ascultă-mă până la capăt. Și după aia am ajuns să umblu cu o fată care lucra la bancă. Ai înțeles? Ce făceam? Mă duceam la ea și zic, bă, nu e etic ce faceți, voi nu puneți ce trebuie în contract, voi doar vreți să luați banii, țineți oamenii săraci. Și dacă stăm să o luăm logic, 90% din ce am zis este adevărat. Pentru că 90% din oamenii din România sunt săraci și ghici încă, ghici care este a doua statistică care e corelată cu chestia asta, 90%, 94% chiar din oamenii din România dețin un imobil. 97. No, eu știam de 94, da, acum nu. Acolo, în fine. E o corelație clară, adică nu că băncile sunt bine, nu știu cum, ci aici, educația financiară, știi? Aici intră și toate zonele rurale din România, care sunt, acolo toate casele sunt, nu-i nimic da, închirie. E lipsa de educație. Nu banca e de vină, tu ești de vină, întotdeauna, da? La fel și pe partea asta, de asta m-am dus mai departe, ca să înțelegi gândirea mea de atunci. De ce? Adică dacă mie nu-mi place că unele fete fac OnlyFans și am aflat că asta de care îmi place mie face OnlyFans, și deodată nu mă deranjează sau mă deranjează și pot să iau o decizie ca un om normal la cap ce sunt. Dacă ele au întrebat fix scos din context, eu zic că da. Și tu ai zis că da. Pentru că nu te n-ai pus la în valoare practic sau în ecuație treaba cu OnlyFans-ul. Ai zis, bă, dacă cumva ești cu o femeie și vrei să fii cu ea, ești pentru că ce e între voi, ce simți pentru ea, corect? Bine, nu pentru ce face ea. După ce ele au spus că da, minți, că nu știu ce, am adăugat context la chestia asta. Da. Adică aș fi cu o fată care face OnlyFans după ce am avea o discuție. Ce se întâmplă acolo, măcar să știu, știi? Da, ca Andrew Tate, adică bă, îmi dai și mie jumate. Dar am zis, nu am zis chestia asta cum dai și mie jumate. Am menționat după aia, după ce ele s-au gândit că, a, că minți, că nu e așa, am zis, i-aș face program, aș ajuta să facă mai mulți bani. Aia e diferența cea mai mare. Doesn't exist, cum adică? Aia e diferența cea mai mare, adică lumea nu înțelege chestia asta, dar hai să nu mergem în direcția asta, știi, să mergem, să dezbatem și faza cu business-ul. Adică da. Că după aia intri în faza de pimp, știi, și faci bani pe spatele ei, că o exploatezi, că mă rog. Dar la bază, la fel, încă o chestie, obiecție de la modul ăsta, mai departe, este, ok, pe cine o să-și găsească fetele de genul ăsta? Hai să facem un calcul. Știu fete care fac 20, 30 de mii, 40 de mii pe lună. La un abonament de 10 dolari, asta înseamnă 4.000 de oameni, 3.000 de oameni? 3-4.000. Uite, poftim, ăsta e un răspuns. Nu plătești abonamentul dacă nu-ți place de fata aia. Speri ca în viața ta odată să o cunoști, măcar live odată, să pur și simplu să o vezi în fața ta. Tu crezi că unul dintre ăia n-ar vrea să fie cu ea dacă a plătit un abonament de 10 dolari și este foarte, nu știu, fidel ca și client? Și ce amuzant. Fetele astea care fac OnlyFans, de obicei, sfârșesc exact cu antreprenori. Cu bărbați care au foarte mulți bani și nu cred că e vorba aici doar de cum arată. Oh, că arăți foarte bine și bărbatul ăla cu mulți bani te vrea. Nu crezi că e și o înțelegere, un fel de chimie acolo? La capitolul cu cine ajunge practic o femeie de genul ăsta, care poate face inclusiv video chat.
nu neapărat să fie un antreprenor în spate, poate să fie cineva care a înțeles, n-a judecat, înțelegi? Și după aia fac echipă să facă mai mulți bani. Pur și simplu călătoresc în lume și știu astfel de cupluri. Da, călătoresc în lume, fac bani împreună, el o ajută pe ea să înflorească și mai mult. Și ăla o iubește, adică nu se uită la ce, la ce face femeia. Știi ce-i culmea? Și ea îl iubește pe el la fel de mult. Asta am uitat să zic. Nu ți se pare că femeile astea care sunt, care fac OnlyFans sau chestii de genul, sunt cele mai selective femei pe care le-ai întâlnit? Mă rog, n-am zis chiar cele, dar printre cele mai selective femei pe care le-ai întâlnit. Că au de unde să aleagă. Nu aia ar fi? Ai atâta, atâția oameni care se uită, bine, e și frumusețea. Frumusețea feminină e ca platină. Așa. Adică, cum ai zis tu? Ce avem noi între picioare e o telecomandă a vieții noastre. Dacă știi cum să pui mâna pe ea, facem ce vrei. Poți să ne faci să faci. Nu contează că ești urâtă, ești grăsuță, ești mediocră, ești, nu contează. Dacă știi cum să controlezi telecomanda aia... Baftă. Da, ce vreau să mai zic la sfârșit. De faza asta cu cine ajung fetele astea. Știi de unde vine chestia asta? Că am primit-o și în comentarii. Nu frustrări. Toți oamenii ăștia care zic chestii de genul ăsta se gândesc dacă ei ar fi în locul persoanei, care ar fi obiecțiile de la apropiații din jur. Da, era, da, clar. Deci toată lumea se gândește, ok, ți-am povestit. Dacă aș face asta, o să ajung practic la un moment dat să, na, prietenii, familia sau haterii să-mi zică, cine dracu te mai alege, mă? Am 3000 de abonați, pot să aleg de unde vreau eu, dacă vreau. 3000 de oameni, pe tine cine te alege? Mama e. Nu, dar ți-am povestit că fix asta a fost discuția pe care am avut-o în jacuzzi. Deci tu ai ieșit, ce ai avut live, mi se pare? Ai avut un, mă rog, cu ceva comunitate și am discutat fix tema asta până ai terminat tu cu OnlyFans, cu nu știu ce. Și singura lor obiecție a fost dacă mă vede mama, dacă mă văd rudele, dacă mă văd prietenii. Dar ai face. Dacă nu te-ar vedea nimeni, ai putea să câștigi banii aia făcând chestia asta, ai face-o, corect? Cred asta că aia a fost premisa. Ipocrizie. Logic, asta nu e ipocrizie. Deci nu te mai interesează, știi? Da, și eu, singurul meu răspuns a fost că, ok, te-a văzut cineva acolo, pe OnlyFans, înseamnă că e la bagiu. Înseamnă că a plătit $10 să te vadă, probabil nu ești singura care i-a plătit aia $10, care e problema? A, mai văzut pe OnlyFans, dar ce făceai acolo? Da, mă, ca să lăsăm... E la fel de etic ce faci tu, cum ce fac eu, nu înțeleg. Exact, la fel de etic sau pe principii. Pe principii. Da, tu așa pe ce principii te gândești? Așa trebuie să se numească clipul ăsta, pe principii. Pe principii. Ideea de bază, ca să lăsăm un pic de context la fel și la final acum, că nu mai pot. Bine, o să mănânc tot deodată așa. A fost bun. Îl băgăm în blender și îl bem. Sponsorul de azi este OK Sushi din București. De fapt am plătit pentru ele, dar mă rog, ai înțeles, nu e sponsor. Nu e sponsor, dar e foarte bun. E aproape de noi și foarte bun. Da, și foarte. Deci OK Sushi în București. Am auzit de Zen Sushi sau... Unde am mâncat cel mai bun sushi? Tera? Ah, la Elefante am mâncat cel mai bun sushi. Cel mai bun sushi din București, părerea noastră, e la Elefante. La One acolo, la One Tower în Floreasca. Și spunem, ne permitem să spunem asta pentru că suntem disperați. Noi de 4 zile încoace mâncăm sushi în fiecare zi. Da, bine, și am mâncat și înainte. Mă rog, în fine. Ceva nu e ok. De final, la fel, deci nu e discuția despre, bă, hai să instigăm fetele să facă OnlyFans. Nu, doar e în cur, nu am ce să câștig dacă o fată vede chestia asta și are tupeul deodată să facă OnlyFans. Discuția este strict despre principii. Nu mai judecăm. Pe principii. Ce principii? Păi alea care nu sunt. Nu mai judeca, lasă fiecare persoană să facă ce... Dacă nu te încurcă pe tine și n-ai treabă cu chestia asta și femeia aia care face OnlyFans are 3000 de abonați. Ei nu sunt proști, au plătit ca să primească ceva, corect? Plăcere. Adică aia e proastă, aia sunt proști, tu ești deștept. Nu există așa ceva. Da. No. Se pare că a fost o problemă generală azi cu încheietura ta. E atrasă de... Nu, că am dat în cred. Vlad, dam eu de pe balcon, i-am pus eu numele Vlad. Ok, ca să... Și am dat în Vlad și când i-am nimerit în năsuc, mi-a făcut mâna așa. Și acum e mâna și gen... acum e așa, cumva, clăpăugă. E clăpăugă, da. Deadpool. Ok, da, cam asta ar fi. Dacă vreți un sequel sau ceva, noi o să încercăm inclusiv să aducem o fată cu care să stăm de vorbă la masă. Da, ăla să ar fi sequel-ul. Să vedeți și o perspectivă diferită, pentru că... Să zică ele dacă sunt frustrate, să zică ele dacă au probleme. Și aici nu este o lecție de cum să te apuci de OnlyFans. La fel, revin la chestia asta, pentru că sigur o să fie oameni care se triggeruiesc în comentarii jos. Deci nu are nicio relevanță cu OnlyFans-ul propriu-zis, da?
să încercăm să vedem o perspectivă diferită de la o fată care face OnlyFans. Dacă vreți chestia asta, lăsați un comentariu și încercați să luați ce e mai bun, adică nu judecați oamenii, nu contează ce fac. E treaba lor, este fix problema lor. Nu înseamnă că dacă un om face ceva, trebuie să faci și tu. Sau instigă pe alții. La fel, ca de final, este o discuție despre, am văzut la toată lumea, despre partea asta cu pariuri promovate pe billboard-uri, pe peste tot. Și apar vedete care sunt imaginea gen de la bet nu știu cum, bet nu știu care. Așa, știi? Și s-au luat după aia de vedeta. Și aia. Se iau, da, se iau după aia de aia, că uite ce promovează ăștia, bro. Bro, mă doar în cur, eu am luat bani pe aia, du-te. Da, deci... Bă, ce vrei? Hai să zic o chestie, nu contează cine se promovează, beturile o să meargă, pornografia o să meargă, iarba o să meargă, alcoolul o să meargă, fără să promoveze neapărat nimeni. Este vorba doar de cine iese în evidență, dacă și companie, legându-se de o față cunoscută. Atât, nu înseamnă că persoana este, nu știu, rea sau că vrea ca oamenii să-și piardă bani la casino. Oamenii pierd bani în fiecare zi, oamenii beau în fiecare zi, oamenii tau pe porno în fiecare zi, corect? Plătesc la prostituate în fiecare zi. Exact. Care, deci asta ar trebui ăștia noi care suntem puțin mai cu cap pe umeri, păi să nu mai judecăm pe aia care pur și simplu și iau bani pentru o reclamă, că oricum fraierii, da, sau ăia fără principii, dau banii ăștia, știi? Și da, să nu judecăm nici pe aia. Asta e singura lecție de azi. Mulțumim, subscribe, like, mâncați sushi. De la OK Sushi. Da, deci nu este sponsor. Deci chiar nu este sponsor, adică am făcut mișto oriceva. Deci chiar nu este sponsor, vă recomandăm ceva super bun. Și, nu știu, deci dacă vreți mai multe chestii pe educație financiară și business și așa, mergeți pe canalul meu numărul 1. Lăsați comentarii, lăsați ce vreți voi, dați un like la clip și ne vedem în clipul următor. Pa! Nu? Nu bată, mă.